Bine v-am găsit! Echipa noastră de filmare vă va prezenta situații inedite și întâmplări despre care nu ați mai auzit, așa că veniți cu noi într-o lume altfel. Ne aflăm acum în locuința dumneavoastră din București, dar aș vrea să ne spuneți, pentru telespectatori, cum v-ați simțit în Reșița, acolo unde ați stat prima dată cu Andrei Ionescu, soțul dumneavoastră? O, Doamne, mă întreb niște lucruri care mă răvășesc îngrozitor. Noi ne-am simțit excelent toată tinerețea noastră la Reșița, am locuit într-un bloc anume construit pentru actori. Așa se și numea, blocul al actorilor. Și deci toți stăteam acolo, toți, cum să spun, știam unul despre celălalt. Când erai într-o criză de, eu știu, alimentară sau nu trebuia neapărat să te duci la magazin, făceai un împrumut la un vecin. Aveam și probleme cu gălăgia, fiindcă noi fiind foarte tineri eram cam zgomotoși și făceam mici întruniri care poate îi deranjau pe ceilalți colegi. Și atunci ne piteam și tăceam și stingeam luminile, ne făceam că nu suntem acasă, dar a fost o viață minunată. Era un bloc construit puțin în afara orașului, aproape de pădure, și era o perspectivă superbă și aer bun și ce să spun, o frumusețe, a fost foarte bine. Mai pierdeați nopțile pe la Săniuș? A, da, asta a fost una dintre pasiunile noastre cu Săniuța pe Derdeluș și cu... ne jucam ca niște copii. Andreea a avut, când ne-am căsătorit, noi, adică când ne-am cunoscut mai exact, avea un prieten pe unul dintre colegii noștri care e pe lumea cealaltă, fie iertat, atât de bun, un prieten atât de apropiat, încât frat să fi fost și nu era mai greu să-i desparți. Și s-a despărțit foarte greu de el când s-a căsătorit cu mine. A trebuit o luptă insistentă ca să-l determin să renunțe la, cum să spun, compania permanentă, pentru că prieten a rămas cu noi, firește, toată viața. Dar cum de v-ați hotărât să vă căsătoriți? Îmi pui o întrebare la care nu știu să-ți răspund. Cred că l-am iubit și m-am îndrăgostit de el, dar destul de rațional. Și mi-a fost, cum să spun, un partener extrem de confortabil din multe unghiuri de vedere. Era protector, era temperat, adică este exact așa și rămas, lucid, calm. Eu sunt mai explozivă, mai intempestivă, mai cum vrei să spui, și întotdeauna a fost o măsură foarte, foarte importantă pe care el mi-a dictat-o. Și m-am simțit foarte bine alături de el. Și a fost o luptă, nici nu știu dacă se cheamă luptă, o insistență destul de masivă, pentru că el nu avea de gând să se căsătorească, el avea un celibat instalat în ființa lui, pe care l-am detronat ușor de tot. Cum? L-am amenințat că vine mama în vizită la noi și eu trebuie să fiu căsătorită, nu putem să stăm așa. Și atunci ne-am căsătorit. A fost o istorie. Și l-ați convins așa de repede? Dacă a fost repede, dacă a fost de durată, dar important e că s-a efectuat această operațiune, această ceremonie, și s-a dovedit că a fost de bun augur, că a fost o stea binecuvântată care a fost deasupra noastră, pentru că, uite, suntem de peste 54 de ani împreună și suntem o familie care, vorba băiatului nostru, voi nu vă dați seama ce viață și ce tinerețe am avut noi toți. Știu că v-ați declarat păcălit că v-ați căsătorit cu doamna. De ce? De fapt, eu nu aveam intenția să mă căsătoresc, nu eram pregătit. Ziceam eu că nu eram pregătit. Și relația noastră a început, ea a intrat într-un rol în școala femeilor, care rămăsese vacant pentru că actrița respectivă plecase. Și eu jucam frumosul care o răpea și așa a început relația. M-am ocupat mai mult de repetițiile cu ea, aveam mai multă experiență, ce trebuie să fac. Ce v-a atras la doamna Elena Stanoianescu? Aș
putea să spun ce nu m-a atras, pentru că era o fată foarte frumoasă. Avea rude în Italia și era îmbrăcată frumoșel, mai frumoșel decât noi ceilalți, că avea lucruri deosebite. Și nu m-am gândit niciodată că am putea să fim partener de viață. Ce s-a întâmplat la starea civilă? Că știu că a fost o întreagă poveste acolo. Da. Mă rog, până la urmă am acceptat să ne căsătorim pentru că mămica ei venea și am spus, bine, uite, ne căsătorim, dar să știi că divorțăm imediat după ce pleacă mămica ta. Bine, divorțăm și gata, că nu era o problemă atunci a divorțului, eu eram liniștit pentru asta. Mi-era jenă așa să știe lumea că mă căsătoresc, nu știu de ce, aveam o jenă. În sfârșit ne-am dus la Sfatul Popular și eu o cunoșteam pe doamna de acolo și am lăsat-o pe Ileana să aștepte în hol. Eu am spus, am o treabă cu doamna, trebuie să discut ceva cu... Și între timp a venit un tip care s-a așezat aproape de Ileana. Slab, nebărbierdit, vai de sufletul lui. Toată lumea aflase că se căsătorește Ileana cu Andrei. Și bineînțeles, toate fetele din Sfatul Popular veneau, treceau pe acolo, se uitau. Și zice, cum cu asta se căsătorește? Aoleu! Mă rog, până la urmă s-a aflat și când ne-a chemat, am intrat și m-a întrebat, vreți să vă căsătoriți și sau cum se întreabă? Și eu zic, dacă tot am venit, nu zice, spuneți da sau nu, bine, da. Și în clipa aia a trecut o prietenă noastră prin dreptul geamului și Ileana, care era toată numai emoții și concentrare, pentru că era un eveniment deosebit pentru ea și fac așa cu cotul, zic, uite, a trecut Antigona. Zic, uite că a trecut Antigona. Mă rog, până la urmă s-a terminat ceremonia, cum am ieșit afară, a început să facă un scandal. Cum? În momentul ăla ce îți arde de... Zic, uite ce, eu mă întorc înapoi și spun că am greșit. Întoarce-te! M-am întors. Și a venit după mine și cred că nu vorbesc serios. Mă rog, până la urmă, asta era Ileana. Mergeam de la teatru spre casă. Mergeam pe partea dreaptă. Umbră. Aoleu, mi-e frig. Aoleu, de ce m-ai adus pe partea asta? Bine, hai pe partea cu soarele. Ne-am dus pe partea cu soarele. Nu mai mor de căldură. Scade pe lovăr, hai pe partea alta. Hai pe partea alta, hai pe partea asta. Așa, și eu socoteam, mă duceam acasă și notam de câte ori ne-am certat. Mă rog, un fel de zice ne-am certat. De câte... Și pentru ce? Pentru că i-a fost cald, pentru că a trecut nu știu cine și s-a enervat îngrozitor, mă zic că scrii tot ce... Asta era Ileana și asta m-a reținut să fiu de la început, îmi plăcea. Trebuie să recunosc. Cum v-ați simțit în piesa Școala Femeilor după Molière? Vai de mine, vreau să fac o mărturisire care poate vă șochează. Eram la o vârstă la care inconștiența este deplină și mi s-a părut extrem de firesc tot ce mi se întâmplă. Nu eram emoționată, nu eram, cum să spun, bântuită de niciun fel de grijă față de public. M-am simțit colosal. Și vreau să spun că după premieră am trăit un moment extrem de emoționant și unic, bineînțeles. Am fost botezată în teatru. Cum? A fost într-o cabină adunată toată suflarea, care făcea parte din spectacolul cu pricina, și doamna Marina Bașta, care era soția directorului de atunci, Vasile Cosma, așa, m-a așezat frumos pe un scaun și a făcut un ceremonial ca la un botez adevărat. Și mi-a turnat un lichid în cap și m-a botezat și am intrat, așa am socotit eu că am intrat în rândul oamenilor de teatru și am fost fericită. Și vreau să spun că toate premierele noastre
după aceea, însemnau niște mici sărbători, pentru că ne adunam de fiecare dată, sărbătoream de fiecare dată. A, am făcut și o asociație cu medicii din oraș, o asociație care s-a numit MedArt și era și de artă și sportivă și fiecare, cum se spune, eveniment, ori sportiv, ori artistic, îl sărbătoream împreună. A fost o viață minunată. Ce făceați acolo atunci când sărbătoreați? Dansați? Dansam, bineînțeles. Povesteați? Povesteam, dansam, asta făceam. Asta făceam. Ați jucat și fost frumos acolo. E bine, asta a fost o experiență iar ieșită din comun, pentru că am intrat pe scenă cu un cal adevărat frumos și black, pentru că era destul de în vârstă, luat special de la regiment, mai în vârstă, așa ca să fie mai temperat. Și mă rog, s-a făcut antrenament cu el, cu publicul, cu aplauze, cu lumini, cu nu știu ce, s-a comportat bine, dar culmea a fost, ca să vezi ce înseamnă instinctul animalic și simțul modificării atmosferii înconjurătoare. În premieră, când a simțit, nu știu, publicul sau freamătul sau nu știu ce a simțit, mă iertați că trebuie să vă spun, a făcut o balegă mare în mijlocul scenei. Eu am încremenit, pentru că știam că după scena noastră urmează dansul zânelor și cu florile și vai, ce jale! Numai că a fost cineva inspirat și a trebuit să o floricică și o zână mică, cum fără și o măturică și o cărat afară totul. Da, scumpa mea, au fost vremuri frumoase de tot, frumoase de tot și toată istoria s-a încheiat după 3 ani când am plecat la Piatra. Și am plecat la Piatra tot dintr-un joc, Piatra Neamț, un joc al întâmplării, pentru că am aflat că se face o secție a teatrului din Bacău acolo și că va fi un teatru de tineret și ne-am întâlnit cu un fost coleg al soțului meu de școală care ne-a sfătuit să ne prezentăm. Și uite, ne-am prezentat și am intrat la teatrul tineretului din Piatra Neamț, unde am adăstat 6 ani superbi din toate unghiurile de vedere. În primul rând că teatru era la vârful lui de afirmare și de cum se spune, intensitate și de consistență și de tot ce vrei. Directorul de pe timpul acela, Ion Coma, era un om foarte special. Avea un talent negustoresc de teatru, ceea ce se cheamă un negustor de teatru expert. Se înconjura numai de oameni de marcă, aducea numai regizori mari. Toate premierele de la teatrul din Piatra Neamț erau niște evenimente, că veneau autobuze cu ziariști, cu cronicari, cu... În sfârșit, repet, asta un plan al discuției. După aia orașul este superb. Viața familială a fost minunată că a venit și măicuța mea și a locuit cu noi acolo. A venit vorba despre jurnaliști. Regretați că nu ați reușit să faceți facultatea de jurnalism? Am avut un mic regret, dar nu mi-a părut rău, pentru că, repet, viața profesională a fost extrem de generoasă cu mine și am fost, cum să spun, protejată de soartă, de întâmplare, fiindcă n-am cerut neapărat niște roluri, n-am ținut cu tot din adinsul să joc ceva. Au venit la mine și m-au stimulat și m-au, cum să spun, mi-au făcut o zestre de experiență teribilă. Am și avut parte să fiu înconjurată de oameni cu multă experiență și binevoitori care m-au învățat foarte multe lucruri de la care am furat, cum se spune. Pentru că hoția în această profesie este permisă, chiar este sfătuit un tânăr abil să fure tot ce găsește interesant de furat și să își bage după tiparele lor, tiparului, după nevoile lui în sine, știi, să-și vâre în el. Ați mai fost parteneră pe scenă cu soțul dumneavoastră? Da, de mai multe ori. Sigur că da, sigur. Dar în viața de zi cu zi dansați împreună? Sigur că dansam, cum să nu? Cum vă potriviți la dans? Bine, în toate ne-am potrivit bine. Toată tinerețea noastră a fost a desfășurării relațiilor prietenești, a întrunirilor cu prietenii și firește dansam de fiecare dată. Cântam, ne plimbam, mergeam în excursii, mergeam la mare. Ați avut mulți prieteni cu care ați socializat. Toți colegii noștri ne-au fost foarte apropiați și foarte prieteni. Acum, în vremea din urmă, din păcate, trebuie să constat că ne-am despărțit prin voia sorții de mulți, ei trăind în lumea cealaltă,
În curând probabil că se va întâmpla același lucru și cu fiecare dintre noi. Vezi, uite ce lucru curios. Eu am pretenția că sunt o ființă cu logică și destul de înțeleaptă, cu toate că făcând apel la înțelepciune nu depășesc uneori niște momente critice. Și un lucru care este la fel de firesc ca nașterea, cum este moartea, mi se pare foarte greu de suportat. Foarte greu de suportat și foarte greu de întrerupt o anumită relație, o anumită stare, o anumită, cum să spun eu, conduită, că să frâng toate în clipa în care dispare unul dintre noi. În fine, dar să nu ne întristăm, să ținem drapelele sus, cum zic eu, și să mărșăluim cu demnitate pe cărarea pe care o mai avem de străbătut până când încheiem socotelile cu lumea și cu viața. Dar până atunci să fim veseli și să dansați. Să dansăm? Vrei tu să dansăm? Bine, hai să dansăm. Dar nu știu, am avem muzică, pe ce dansăm? Pe ce dansați, în general? L-ați avut pe Andrei Manuel destul de târziu. S-a întâmplat din cauza carierei? Scumpa mea, sunt mai multe explicații. În primul rând, eu am avut inițial niște sarcini toxice. Multe, vreo 10. 11, dacă nu. Și mi-am zis că e riscant să merg pe o astfel de stare fizică inconfortabilă. Și mă rog. Și am făcut și la teatru, cum să spun, am avut multe propuneri convenabile și n-am vrut să le ratez și sigur că asta a fost. Însă, la un moment dat, a intervenit în viața noastră un mare necaz, a dispărut măicuța mea și atunci ne-am simțit așa singuri și hai zic să mai facem o încercare. Și s-a întâmplat să fie cu noroc. S-a întâmplat culmea că n-am avut absolut nimic cu această sarcină. După 11 sarcini toxice, a fost o sarcină foarte confortabilă. Am jucat până la 8 luni și jumătate. Mă alungau colegii din teatru. E rușine, zice, să naști pe scenă. Asta este o rușine. Am fost și în turneu în Rusia, tot însărcinată fiind. Și uite, așa a venit pe lumea Andrei Manuel. Cât timp ați stat acasă după ce l-ați născut? Foarte puțin. Foarte puțin. 2 luni, cred, maximum. Și cum v-ați descurcat cu el? Păi m-am descurcat destul de bine, că am găsit o fetiță pe care am angajat-o și care a stat cu noi până când Andrei a mers la școală. Și s-au înțeles grozav de bine, ea l-a iubit teribil, el pe ea de asemenea și a fost o frăție și acum avem relații cu această femeie care e și ea la casa ei acum, care are și ea copiii ei și așa mai departe. Dar cum de a devenit medic și nu actor, având în vedere că sunteți amândoi actori? Draga mea, să știi că a fost pledoaria soțului meu pentru profesia asta, care a considerat că e o profesie foarte nobilă, foarte interesantă, care te acaparează cu toată viața. Și el a cochetat cu teatru în copilărie, dar avea o emotivitate excesivă și cred că nu i-ar fi prit. Adică nu e convenabil. Uneori emotivitatea excesivă e distrugătoare.
Așa că foarte bine că s-a făcut medic, este spre încântarea noastră a tuturor și am senzația că și el e foarte mulțumit la timpul ăsta și acum mai ales că e tătic, nu-i mai încape nimeni sub nasuc, știi, de mândrie și de dragoste și are o căsătorie foarte bună, locuiește într-un loc minunat de la Tacoma, chiar pe malul oceanului, este foarte frumos. Am spus că toate lucrurile ar fi minunate, un singur defect în toată istoria asta, distanța, e prea departe. Cu cine seamănă Alexandru Luca? Vai, ce drăguț! Am aici niște fotografii, vrei să te arăt? Sigur. Așa, stai puțin să o iau sistematic. Aici este Andrei Manuel când era mic. Superb. Și aici este Alexandru Luca când era mic. Da. Acum spuneți voi cu cine seamănă. Tatălui. Seamănă cu tatălui? Sigur. Să-ți arăt încă o poză care e mai grea. Uite-te, te rog, aici. Unde este? Acolo. Nu a venit în România. N-au venit deloc. Este pe terasa, una din terasele casei lor și e pe malul oceanului. Uite, aici este băiatul cu, dai puțin cam mică fotografia, cu soția lui și cu ăsta mic în brațe. Este fericit acolo? Da, da, da. Este fericit și Dumnezeu să-l țină sănătos. Și uite ce mi-a adus soțul meu, să vă arăt. Asta suntem noi, eu cu băiatul. Tandrețe, mamă, fiu. Da. El este teribil de impresionat, Andrei, bărbatul meu, de această fotografie. Nu știu unde citește el că sentimentele noastre să îmbină, să cocoloșesc. Și aici tot neamul. Mămica lui nu e, Lori se numește, mămica lui nu e, dar suntem noi toți. Ne-ați mai adus o fotografie. Cu ce este specială această poză? El reprezintă familia, întreaga familie. Familia băiatului dumneavoastră. Este o bucurie că este instalată la noi în dormitor și cum se deschide fereastra și apare lumina cu ochișorii pe ea. Da. Ne alinăm dorul. Dar cum ați convins-o pe doamna să îl facă pe fiul dumneavoastră? Că știu că au fost probleme. A fost probleme, da. I-am spus că dacă nu vrea să-l facă, eu am să-l fac în altă parte. Și l-a luat acasă. Ați fi făcut asta? Nu știu. Dar problema nu era vorba de voința, nu era vorba de putința mea de a face în condiții normale un copil sănătos. Și... Da, s-a întâmplat așa și până la urmă a venit voinicul pe lume atât de liniștit, atât de... Bun. Să nădăjduim să fim sănătoși și să putem să facem mai mult decât ne-am propus pentru satisfacția publicului, fiindcă bucuria lor este și bucuria noastră. Ileana Stana Ionescu mai are încă multe de spus pe scena românească. A convins publicul că talentul și perseverența aduc performanță.